execută un viraj de luptă, se întoarce către direcția opusă decolării. Frumos, a tras rapid, a făcut o declanșată, se cheamă la noi, adică o schimbare rapidă în plan vertical, dar și de-a lungul axelui. Aerodromul Drobeta, Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin au organizat un eveniment aeronautic de excepție, aflat acum la cea de-a 10-a ediție. Cea de-a 10-a ediție International Aerofest Drobeta, un eveniment organizat de Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României și parteneri privați, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți și al Primăriei Turnu Severin. Pe lângă spectacolul superb oferit de aerocluburi și proprietarii de aeronave pe cerul Municipiului Drobeta-Turnu Severin, e un eveniment extraordinar, un eveniment frumos. Cred că am participat cel puțin la 6-7 ediții și eu mă bucur că am putut să sprijinim de la nivelul administrației locale un astfel de eveniment. Avem nevoie ca Drobeta, Turnu Severin, Mehedințiu să fie deservit de un aerodrom și poate pe viitor toate forțele administrative se unesc și găsim soluții să facem un astfel de aerodrom. Un astfel de aerodrom ne-ar sprijini în primul rând la dezvoltarea din punct de vedere economic, să știe mari investitori, cei care într-adevăr au bani să investească, au avioane private și ar fi important să avem un mini aeroport, un aerodrom unde să aterizeze. Pilot din cadrul Aeroclubului României, cu o vastă experiență de zbor, instructor pe absolut tot ceea ce se zboară la Aeroclubul României. După ce va evolua cu acest avion solo, va urma o evoluție în formație alături de celălalt avion pilotat de însăși directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru. Da, dacă e să vorbim din acest punct de vedere, cred că este cel mai aglomerat weekend în evenimente din acest an. Cred că nu am avut nici în anii trecuți un asemenea weekend. Suntem astăzi la acest eveniment aeronautic, Consiliul Județean, ca de altfel și Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin. Suntem parteneri ai acestui eveniment și am sprijinit în fiecare an și vom sprijini în continuare. Îl felicit pe Andy Molnar pentru tot ceea ce face în județul nostru și iată că avem și consecințele lucrurilor bune pe care le face, în sensul că de la an la an acest eveniment crește în amploare. Pe de altă parte, așa cum știm, astăzi de la ora 6 urmează să prezentăm și noi la Palatul Cultural Dr. Costescu filmul de prezentare a județului. Este un film care scoate în evidență frumusețile pe care le avem în acest județ și încercăm prin o asemenea modalitate să creștem numărul turiștilor care ne vizitează județul. De asemenea, încercăm să promovăm cetatea medievală cu tot felul de evenimente pe care le vom desfășura în cursul zilei de astăzi, dar și mâine. Anul acesta, evenimentul a avut parte și de premiere. La acest eveniment, pe platoul Balota, s-au adunat aproximativ 5.000 de severineni împreună cu Andre Molnar, proprietarul aerodromului Drobeta, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți și Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin. Uităm iarăși, acum este o frumă de vrie destul de agresivă și de rapidă. S-a conturat și mai bine prin fumul pe care îl lasă avionul Skybolt. Este un sistem special de fum care marchează evoluția lui. Înseamnită, nu vă spuneam că Sorin Bochiș a zburat până să ajungă în zona sportivă. A zburat două tipuri de... Oh, și acum frumos, o abracadabra foarte frumos făcută de Sorin Bochiș. Încă o dată la vertical, fiind un avion cu viteză mai mică decât extra, el evoluează pe verticala pistei mai rapid și pe o rază mai mică de desfășurare. Excelent! Uimitor cum îl ține în elice, este un avion foarte cu minte. Încă o vrie, frumos pe spate acum.
de-ar fi să zbor vreodată pe migul cel groaznic. Am să-l urc pe verticală până la dracu-n praznic și de-acolo să sparg dorii ca un crocodil, să mai trag un pic de mașă și să beau un chin. Aviația dă senzația și te îndeamnă să iubești, că așa e viața. Aviația dă senzația și te îndeamnă să iubești.